Viorel Gârbaciu, fostul director al Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, va fi făcut cetățean de onoare post-mortem. Omagiul va fi adus în cadrul unei ședințe festive. Detalii despre acest subiect ne aduce colega mea Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Găsit, Viorel Gârbaciu va fi omagiat post-mortem. El va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Titlul va fi înmânat în cadrul unei ședințe festive care va avea loc la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu în cadrul zilelor municipiului. Omul de cultură Viorel Gârbaciu s-a stins din viață pe 28 martie 2018 pe patul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu la vârsta de 69 de ani, lăsând lumea culturală gorjenească mai săracă. În cadrul aceleiași ședințe festive vor fi premiații 70 de elevi care au obținut rezultate bune la olimpiadele naționale, dar și profesorii acestora.